veniți de prânziți la Marea Tiberiadei. Predica mea vreau să fie, după ce voi povesti un pic de suferințele prin care am trecut, de la cină la prânz. De la cină la prânz. Stă în mijloc de la cină la prânz o noapte, o seară târzie și o noapte teribilă. Noaptea e rău. Dar, după mai mult zbucium, au auzit urechile apostolilor. Copii, veniți de prânziți. La o evanghelizare a Mântuitorului, un om a ieșit așa și a început să strige, printre altele ce s-a întâmplat acolo, ferice de cei ce vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. E o binecuvântare să fim la cină. Dar vedeți, la cină ne adunăm cu toate lucrurile noastre care le-am acumulat în ziua aia. Și o să vedem în această zi ce se poate întâmpla când venim la cină. Dar acum să vă spun și să vă mulțumesc din toată inima. La cei ce ați îndreptat un gând, două vorbe spre Dumnezeu, când ați auzit că sunt bolnav. Eu am avut cancer gradul 4, metastază. S-a împrășteat prin mine și pe ficat s-a dus. N-am știut asta. A fost un om puternic, am alergat peste 35 de ani. Am făcut ce fac în dimineața asta, în toată lumea. Mă întorsesem din Spania de la 5 evanghelizări maraton, așa, în fiecare zi. Dar la aterizare în Portland a trebuit să merg la emergență. Sângeram deja. După mai multe controle, au depistat că eu am cancer, metastază, mai multe tumori în mine. Asta a făcut ca să am primul mesaj așa în scurt să vă spun câteva lucruri. Un mesaj așa de dur, parcă era din partea iadului. După ce am făcut un test, doctorul, un indian, necreștin, după câte eu am văzut, așa crud i-a spus la băiatul nostru, la Ben, dați-i morfină să moară ușor. Nu, îi venea să creadă la băiat. Să zic, doctore, păi nu mai este o altă soluție? Păi noi vrem tăticul nostru să trăiască. Și a zis, asta este. Dați-i morfină să moară ușor, să nu-l doară. Ăsta și-a luat inima în dinți în mod așa, zic eu, profetic. A zis, doctore, știi ceva? Ticu are un Dumnezeu mare. Și Dumnezeul lui îl poate vindeca. Și știi ceva? Când tata meu se va face bine, am să viu cu el la tine să-l vezi. Să-l căutăm acum. Și am să strâng tare, așa, în brațe și de mână. A fost primul mesaj că nici nu mi-a spus băiatul tot. Al doilea a fost o doamnă de la doctoriță de la chimoterapie care a zis, a, așa parcă cu poftă. O să călătorim vreo 2 ani împreună și atunci o să mai vedem ce să... Un fel de cobaie să fiu eu pentru 2 ani, să facă chimo cu mine, să vadă ce se întâmplă, dacă voi rezista. Astea m-au făcut pe mine să stau să-mi caut timp singur. Când nu-i nimeni în casă, când sunt numai eu și Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, Doamne Iisuse, te rog să vii până la mine. Uite, eu sunt aici pe sofă sângerând. Ăștia nu mai vreau nici să mă opereze, azi la gradul 4 nu mai operăm nimic. Eu văd, eu mi-am făcut procesul, vii până la mine să mă vezi în ce hal îs și dacă ție îți convine,
Eu sunt foarte pregătit să vin la tine acasă. N-am nicio rezervă. Mi-am făcut și istoria mormântării. Mi-am chemat copiii toți și nepoții și le-am povestit cum să mă mormânteze. Ăștia urlau, nu vreau să mă accepte. Zic, nu, nu, nu. Să nu puneți pe ecrane niciuna din evangelizările mele. Am multe pe stadioane. Nu știu. Să nu se impresionați oamenii că eu am fost la evangelizări. Nici o predică! Nimic! Casetele astea, toate le vedem împreună în ziua răsplătirii. Este cine să aibă grijă de ele. Tot ce am făcut în numele Domnului rămâne. Da, amin? Credeți voi aia? Și de ce să le arătăm noi la oameni acum cine am fost și ce am făcut noi? Dacă tot e adevărat, pune acolo sus ce scrie 2 Corinteni 5 cu 10, dacă tot e adevărat versetul ăla, păi de ce să punem acum pe ecrane? Uitați ce scrie acolo. Căci toți trebuie să ne prezentăm în fața scaunului de judecată lui Hristos ca să primim răsplata pentru binele sau răul care l-am făcut când trăiam în trup. Vom primi ceva oare atunci? Păi dacă le afișăm acum aici, nu o să mai vedem nimic atunci. Și am zis, alea le lăsați pentru ziua aia când ne prezentăm, nu e o judecată de condamnare, e una de evaluare a tot ce am făcut în lumea asta. Nu vreau și sicriul să fie închis și o poze cu Biblia lângă sicriul să puneți, atât. Și am cerut Domnului să vină până la mine și am zis, fă-mă să știu că ai venit și mă atinge-mă, fă ceva să știu că tu m-ai văzut și eu să fiu mulțumit atunci. Să... M-am pregătit să plec. M-aș fi întâlnit cu Cornel. Apreciez pe fratele care a spus aici că încă mai culeg roade de la tatăl meu, zestre, mi-a lăsat în urmă. Au trecut mulți ani, în 76, tăticul meu a plecat la Domnul și încă mai am de cules ceva de pe urma lui. Ferice de omul care trăiește în neprihănirea lui, ferice de urmașii lui, după el, zice Biblia. Binecuvântați-s copiii care au avut un tată credincios. Că amprentele lui merg mult, multă vreme cu noi. Stând acolo, mi-am dat seama că cer prea mult la Domnul să vină El până la mine. Însă, Doamne, trimite un înger ca și la Corneliu. Mi-e destul. Să văd o vedenie de înger, să simt ceva... Că tu ai venit, era ziua înainte să mă duc să mă întâlnesc cu doctorul Kaminski. Ca printr-un minune, un doctor, un profesor s-a hotărât că el vrea să se întâlnească cu mine și să vadă ce poate să facă cu mine. Era o zi înainte. Mâine la ora 10 trebuia să ne întâlnim cu doctorul Kaminski. Un doctor tânăr, nu-ți vă vine să credeți că ăla... A făcut șantierul din mine, am fost operat 10 ore. Odată 4 și odată 6 ore. Când am plecat să ne întâlnim cu el, m-am rugat cu soția lângă ușă și am zis, mă duc acum să mă întâlnesc cu doctorul, te rog să mergi înaintea mea acolo. Și să mă aștepți pe mine la spital. Aveți voie să puneți pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu, Tata nostru, suntem copiii Lui, da? Și Dumnezeu răspunde. Vă rog să aveți îndrăzneală. Dacă sunteți copilul Dumnezeu, cereți-i. Eu am cerut aia să mă aștept la spital și să văd eu că tu m-ai așteptat acolo și te implici în problema mea și eu să fiu foarte liniștit. Și dacă mor. Și asta a fost rugăciunea mea și ne-am dus la spital. Când am trecut colțul acolo, dă un urs, era acolo, dă-s care așteptau. Și alea când a văzut că noi, eu mers cu toți copiii după mine și soția, ei nu m-au lăsat nici un pic singuri. Ce mare lucru să ai copii credincioși. Tot timpul au mers la toate appointment-urile cu mine. Și când am făcut colțul așa, o năs mai tânără a sărit repede și a deschis ușa și ascultați, eu... E pentru mine descoperirea, nu-i pentru dumneavoastră că o să vă se întâmple la toți la fel. A deschis ușa și a zis, eu Benjamin, tu ești Benjamin? Am fost surprins că ea așa vine la mine și
Am zis, da, eu-s. Vino înăuntru, doctorul te așteaptă să vorbească cu tine. Eu am o parolă când Dumnezeu vine la mine. E a mea personal, nu la toată lumea se întâmplă la fel. Simt că pe sub piele merg furnici așa fierbinți în jos și în sus. Și când simt aia și mai simt că nu exist, ca un abur, mă gândesc că dacă cineva ar da cu mâna în dreptul meu, eu n-aș mai fi acolo. Asta simt eu când simt pe Dumnezeu că a venit peste mine. Și am simțit aia și mi-am dat seama că Domnul Iisus mi-a deschis ușa. Așa am crezut eu. Te aștept aici, nu asta ai vrut? Ba da, și a zis, Beniamin, vină înăuntru. Și mi-a deschis ușa. Hai, vină înăuntru. Așa am simțit că El e acolo. A zis, ok, mai văd pasul următor, ce o să zică doctorul ăsta. Să zic că a venit, mi-a deschis ușa, dar o să fac test cu Dumnezeu acum, să văd dacă e înăuntru sau nu. Și a venit doctorul ăsta tânăr, poartă ochelari, groși, așa, pentru cei curioși vi-l pot arăta. S-a așezat, s-a uitat la mine și am zis, doctore, nu am bani. Dacă aș avea bani, cum are Trump, chiar așa am zis, cum vă spun acum, ți-aș cumpăra o barcă sau o casă nouă. Dar de 35 de ani, eu n-am făcut nici avere din garajul, din trei garaje de la copilul meu, ne-am făcut casa. Și alerg în toată lumea asta, făcând bine oamenilor. În Africa, în toată Europa, în Ucraina, Republica Moldova, în Australia, în toată America. Mi-am pus obrazul lângă aia de sculți din Africa. În 6 țări am fost acolo. Și n-am adunat, nu am bani. Am obosit, doctore. Aș avea nevoie acum de cineva care să aibă el grijă de mine, să aibă el milă de mine. Cineva care să mă ajute. În momentul ăla, doctorul Kaminski și-a pus piciorul drept peste stângul și-a luat ochelarii de la ochi și în mod profetic, i-am spus mai apoi ce-a vorbit el, n-a vorbit de la el, a întins mâna așa ca și un proroc, parcă îl vedeam pe un proroc, o Ilie. Și a zis așa, eu te ajut pe tine, am să scot tot cancerul din tine și ai să fii cancer free. Din momentul ăla, frați și surori, eu aproape zâmbind m-am dus la operație, că știam că Domnul va fi cu mine. De ziua soției mele, în 22 iunie, eu am intrat în operație. Mii de oameni s-au rugat în ziua aia pentru mine. Nurse de acolo a zis, pastore, câți oameni se roagă pentru tine? Și am zis, mii de oameni, unii nici nu mănâncă. Și a zis, și eu sunt din echipa ta, și eu mă rog pentru tine. Și când am zis ultimul cuvânt la soție, happy birthday, mică, au zis, ce? Zic, e ziua ei astăzi. Au îmbrățișat-o și a zis, cadoul meu, aș vrea să-mi aduceți soțul înapoi, fără cancer. Și asta s-a întâmplat în 4 ore. Am venit afară, înapoi, fără cancer. E adevărat că am multe găuri în mine, vreo 15 au făcut ăștia. Dar în fața dumneavoastră astăzi stă un om care a avut cancer gradul 4, metastază, și trăiește, pentru că Hristos trăiește și voi veți trăi, a zis Domnul. Și Domnul poate să facă minuni. Avem un Dumnezeu mare. E lungă povestea mea. Mă opresc aici, că nu mai pot povesti de mine, că îl simt aici. Și zice el, l-auziți ce zice? Povestește de mine, zice Domnul Iisus. Și de aici încolo vreau să povestesc de el. Că eu sunt un om. Sunt doar un om. Mi-e dragă cântarea asta, mă reprezintă bine. Și astăzi ne ducem de la cină la prânz. În câteva minute. A fost extraordinar la cină.
Este importantă cina Domnului pentru dumneavoastră? Cât de importantă? Printre altele, în Poran mă ocup de 28 de ani, 29 de ani, de candidații de botez. Și una din lecțiile care le ținem, pe care eu insist foarte mult, este cina Domnului. Tinerii se botează destul de ușor, cumva ajungem, îi botezăm, dar trebuie să ia cina Domnului în fiecare lună. Este așa de important cina Domnului? Pune-te, rog, dacă mă ajut să punem pe ecran sus să vadă toată lumea, Ioan capitolul 6, știu eu, versetul 53-54, să ne uităm cât de importantă este cina Domnului, cât de importantă a fost masa aceea la care Domnul Iisus a zis: am dorit mult, am dorit mult să am masa asta cu voi, cina cu voi. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înși, vă sunteți niște pocăiți morți. Este importantă cina Domnului? Că sunt oameni care, dacă nu se împărtășesc luna asta, e un lucru mic pentru ei. Dacă nu faci asta, dacă nu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, ești un pocăit mort. De aceea sunt între voi neputincioși, nenorociți, nu puțin dorm, că iau un chip nevrednic sau nu dau importanță la cina Domnului. Stimați frați și surori, este important tăcina Domnului? Ăia care se împărtășesc cu inimă curată sunt pocăiți vii, spun ca și Tavi. Amin! Aleluia! Așa-s vii. E greu să stai lângă unul din ăsta. Ăsta când se roagă, te tulbură. Ăsta cântă cu gură mare, ăsta nu-l poți opri. Asta se bucură la masă cu Domnul. El crede chiar că Domnul e aici în adunare. Chiar credem asta, da? E Duhul Sfânt, e plin de El aici. Duhul Sfânt însoțește Evanghelia. Sabia Duhului Sfânt este cuvântul lui Dumnezeu. Deci clar, aici este plin de Duhul Sfânt. Prin Evanghelie Domnul e prezent aici la masă cu noi. Este extraordinar. Și asta e harul, să stai la masă, la cină cu El. Nu toți apostolii au tratat serios lucrul ăsta. Ne uităm în versetul următor, al doilea. Scoate mă că trei lucruri importante de aici. Extraordinar, copilele astea au Biblia în mână aici. Al doilea este: dacă cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Este importantă cina Domnului? Gândiți-vă astăzi, dacă cu toată inima cineva ia cina Domnului, trupul și sângele Domnului, e, simte în el viață veșnică. Ce lucru mare! E de dorit să intre viața în tine, să iei cina Domnului. Ți-a asigurată viața veșnică. Și de se întâmplă să moară, scrie acolo în verset, o altă minune, pe ăsta care ia trupul și sângele meu, eu îl voi învia în ziua de apoi. Este importantă cina Domnului? Și învierea morților este dependentă de cina Domnului. Nu poți muri fără să te fi împărtășit cu trupul și sângele Domnului, un om botezat, întors la Dumnezeu. Nu poate fi indiferent. Că aici e viața, aici e viața veșnică, aici e asigurată învierea morților. O, Doamne, ce important a fost la cină. Când apostolii s-au dus la cină, să iei cina, nu poți să iei prânzul dacă n-ai fost la cină. Nu poți să fii mâine dimineață la învierea morților dacă n-ai fost la cina Domnului. Domnul Iisus a fost înviat din morți, trăiește, abia ați sărbătorit și sărbătorim. Prima minune care a făcut-o Dumnezeu
l-a înviat pe Fiul Său, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a înviat pe Fiul Său cu puterea învierii. Învierea e o putere. Discutăm altă dată de asta, dar e o putere. Apostolul Pavel în Filipeni spune, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui. Învierea nu e o glumă, nu e ceva ce pot face oamenii. Învierea e puterea lui Dumnezeu. Ordinul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a înviat cu putere pe Hristos, dovedind astfel că este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Fiul lui Dumnezeu pentru că a înviat din morți, trăiește, e viu. Ioane, în insula Patmos, a căzut ca mort, ăsta jos, a pus mâna peste el și a zis, Ioane, e adevărat, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Am fost mort, Ioane, e adevărat, dar sunt viu în vecii vecilor. Și mai mare minune. E drept ce spune psalmistul, porți veșnice, ridicați-vă să intre împăratul măririi. Cine e împăratul slavei? Domnul cel mare și puternic. Ridicați-vă porți care nu s-au ridicat niciodată în fața nimănui. Și nici nu aveau de gând să se ridice vreodată. Moartea închis cu porțile ei, cu locuințele ei, cu cheile ei. Și pe Samuel și pe toți sfinții, nimeni n-a putut să le deschidă. Pentru că toți au avut greșeli. Și a venit unul care n-a păcătuit niciodată. A venit nevinovatul. Și moartea s-a întâlnit cu el și s-a speriat că Iisus a mers la casă, la moarte, în iad, cu toate păcatele lumii peste el. Dar el n-avea niciun păcat. Și moartea s-a întâlnit cu el și a zis, pe ăsta nu-l pot închide. Și s-a strigat, ridicați-vă porți. Și s-au ridicat porțile alea veșnice și i-a luat cheile la moarte și a călcat pe grumaz la ea acasă, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și învierea lui a despărțit veșnicia în două și moartea lui lumea în două. Învierea Domnului Iisus a avut loc că Iisus este Fiul învierii. Și învierea Domnului Iisus e garanția că noi putem fi iertați de păcate. Romani, capitolul 4, versetul 25. Așa o bucățică din versetul ăsta, să ne uităm la el. Așa vorbe interesante a scris apostolul. Care, adică Iisus, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a fost dat la moarte, dar a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ce risc! Iisus a murit pentru păcate și învierea Lui a fost condiționată sau veșnicia noastră de învierea Lui. El nu a înviat pentru că Dumnezeu a zis, îs bune ăștia să vină în cer. Pot fi iertați. E suficientă jertfa lui Hristos. Și pentru că a fost destul jertfa lui Hristos, Iisus a înviat din morți. Glorie Domnului! Și eu sunt sigur că pot fi iertat de păcate. Învierea lui Iisus îmi dă garanția că păcatele pot fi iertate. Slăvit să fie Domnul Iisus înviat din morți! Învierea Domnului Iisus mi-a luat și mie spaima dacă mor. Și mi-a făcut fii liniștit. Chiar dacă vei trece prin valea umbrelor morții. Eu am fost acolo, în valea umbrelor morții, la ușa mormântului. Nu mă tem. Căci Tu ești de mână cu mine. Când treci granița de mână cu Domnul vieții, n-ai de ce să te temi. Moartea e foarte deranjată când moare un creștin. E foarte umilită. Pentru că n-are decât să deschide numai ușa să intrăm în viață veșnică. Domnul Iisus a zis la mormântul lui Lazar, eu sunt învierea și viața. Și când mergi cu viața de mână, ce-ți poate să-ți facă moartea? Noi nici nu mai murim niciodată. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Sau cine crede în mine, nu va muri niciodată. Noi am terminat-o cu moartea. Doar ne mutăm acasă. În drama suferinților mele am scris câteva versuri în noaptea cea mai grea.
din spital. Hai să vă zic măcar două. Nepotul meu, Isaac, a pus pe melodie, găsiți pe YouTube, cântarea a pus, a făcut o cântare. Să treci prin valea suferinței greu când nimeni nu-i cu tine. Dar nu-i la fel când treci cu Dumnezeu și răul se transformă în bine. Chiar și toiagul și nuiaua lui devin o mângâiere când slăbiciuni copiii lui se încarcă de putere. Slăvit să fie Domnul! A, ce s-a mai întâmplat acolo în seara aia la cină? Vedeți, a fost frumos. Domnul Iisus așa de mult a dorit. Credeți că e același și astăzi El? Amin. Eu sunt un fanatic. Eu chiar cred că Domnul Iisus și astăzi, în dimineața asta, în Kitchener, la cina Domnului, e același ca și atunci. Nu se schimbă. Am dorit mult. L-auziți? Sunt vorbele Lui. Și sunt special pentru tine. Închipuie să auzi cel înviat din morți, să-l auzi astăzi. Așa de mult am dorit, copiile, să stau la masă cu tine astăzi. Și când un om special, un prieten te invită, zice, vreau să stau la masă. E o onoare să stai cu un om special la masă. Am experiența asta, trag oamenii de tine, vin la noi la masă. Dar Domnul cerului și a pământului, cel înviat din morți, își exprimă dorința Lui. Am dorit mult de tot să am stau la masă cu voi. Binecuvântat să fie Domnul Iisus, care are plăcerea asta, bucuria asta, să stea la masă. A auzit vorbele astea și Iuda, vânzătorul. Nu e aici la adunare, dar... A auzit și marele pescar din Galileea, încă destul de slăbănoc și neconturat, neputernic, speriatul de el, care s-a lepădat de 3 ori în noaptea aceea, ce noapte, de la cină la prânz. Doamne, câte se pot întâmpla! Ce crea a fost noaptea aia! Atâta m-am săturat de noapte. Zilele care am fost bolnav, a fost cel mai greu nopțile. N-am mai sculat pe soție totdeauna. A fost așa de greu, te simți singur. Ce rău e noaptea! Și Petru a cedat. I-a spus Mântuitorul, i-a dat fil așa că el știe, Domnul știe toate, știe pentru Dumnezeu. Astăzi, mâine deja el este acolo, nu are timp și spațiu. Pentru Dumnezeu mâine este, nu va fi. Puteți să mă înțelegeți? Tineri, mai greu. Mâine zicem că va fi mâine, Dumnezeu este mâine. Nu are nevoie. Și i-a dat foaia lui Petru și a spus, Petre, îmi pare rău, m-am rugat pentru tine. Uite ce faci tu la noapte. Și a zis, nici nu mi-a trecut prin cap, a spus el. Înainte să cânte cocoșul de 2 ori. Tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Să auzi și tot să nu te trezești până vezi. Petru a auzit. Exact cum vin oamenii și aud predica astăzi. A auzit cocoșul cântând. O dată de 2 ori. Dar tot nu s-a hotărât încă. Să vii ani de zile, să auzi predica, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să auzi vestea, să auzi, băi, omule, ești vinovat și să nu cedezi. Cartea spune că după ce au cântat, și-a întors privirea spre locul unde lua Hristos palme în locul lui și era bătut. Și zicea, prorocește, cine te-a lovit și lega la ochi și își băteau joc de el și s-a întors acolo. De la focul ăla de tabără și s-au întâlnit 2 priviri. Cei mai sfinți și mai buni și mai dulci ochi din univers, ochii Mântuitorului, s-au întâlnit cu vinovatul de Petru. Fraților, Domnul astăzi vorbește pentru tine, nu pentru Petru. Amen?
Domnul să uite astăzi la tine cu cea mai mare dragoste. N-ai vrea puțin să te uiți spre El? Și ce s-a întâmplat când s-au întâlnit privirile alea? Ochii aia. L-a câștigat, l-a cucerit Mântuitorul. Iubirea Lui, așa de mare, l-a topit pe asta. Bine zice Iov, în capitolul 42, la ultima scrisoare, am auzit despre tine și am scris despre tine, dar nu m-am putut pocăi. Acum ochii mei te-au văzut și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum i-am cerut, eu vreau să mă întâlnesc cu tine. Vreau să mă faci conștient că nu m-ai părăsit. Petru a fost la cină și mâine a căzut victimă. A fost Iuda care l-a vândut. Iuda n-a crezut niciodată că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu. E unul din cei trei cu care a stat Domnul de vorbă, pe care nu l-a chemat Domnul, s-a oferit el să-l slujească. Pe doi i-a chemat Domnul. Să vii după mine. Și ăsta a zis, tata meu e bătrân și mama, părinții mei sunt bătrâni. Și a merge după tine înseamnă un șoc mare pentru ei. Auzi, acceptăm să mă duc să mai stau cu ei, curând o să-i îngrop și te caut și o să te urmez. Unii vreau să se pocăiască mai târziu. Motivează că părinții sunt bătrâni. Nu sunt cele mai bune împrejurări acum? Și Domnul a spus, nu. Păi, părinții tăi nu o să se pocăiască. Și lasă morții, că Mântuitorul a știut ce zice, să-și îngroape morții. Că ăștia nu se pocăiesc oricum. Tu, vină după mine acum. Al doilea, pe care l-a chemat Domnul, a zis, lasă-mă măcar să le zic la revedere, să-i îmbrățișez. Uite, m-am hotărât să mă pocăiesc, să slujesc Domnul, să mă la evanghelizare în Oltenia. Și Domnul a zis, nu, tu deja ai prins dragoste, ai pus mâinile pe coarnele plugului. Deja tu ți-ai făcut o viziune. Dacă te uiți înapoi, o să faci greșeli. Nu te mai uita înapoi, du-te înainte. Al treilea s-a oferit el. Și să am școală. Eu te pot urma oriunde vei merge tu, învățătorule. Extraordinar. Asta e Iuda. Iuda, ce frumos să zică cineva. Eu urmez pe Domnul oriunde ar merge el. Păi știi unde o să meargă el, Iuda? Tu știi unde o să meargă el? Păi va merge la, de la cină la Ghețimani. La bătăi, la judecată, la condamnare, la crucificare. Tu știi unde, oriunde vei merge, a fost drept? N-a fost drept. Și Mântuitorul suspinând îi spune, vulpile au vizuini. Ce vreau să zică? Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi în inima ta. Dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Stimați frați și surori, mulți tineri, știți ce vrea Domnul de la noi? Să se odihnească în inima noastră. Să-i facem un loc să se simtă așa bine, să se odihnească în inima, să-și facă templu, să fie în inima noastră la el acasă. Puteți zice amin? Amin, amin. Să deschizi fortăreața vieții tale și să zici, Doamne, umple-mă de Tine. Doamne, vină la mine să fii la Tine acasă. Amin. Și apoi să zici, mai trăiesc, dar nu trăiesc eu. Hristosul trăiește în mine și viața care trăiesc, o trăiesc pentru El. O trăiesc în Hristos. Noi, spune Apostolul Pavel în Coliseni, suntem ascunși, niște oameni nevăzuți cu Hristos în Dumnezeu, când se va arăta El, că se va arăta, vom ieși afară împreună cu El. Până atunci, nu ne mai vedem noi. Trebuie să se vadă El. Amin? Iuda a fost acel vizuini. Știți? Vulpele sunt viclene. Ferice de cel fără viclenie, zice David în salmul. Viclenie e un păcat teribil.
Să dea cineva mâna cu tine, rânjind așa și zâmbind, și te duce în eroare. Îți dă și un hac și ce mai faci în spate, de fapt, te vorbește de rău, Doamne, ferește. Am auzit oameni care s-au rugat lângă mine extraordinar. Doamne, binecuvântă-l pe fratele bine, Doamne, dar să nu-l fi auzit ce vorbea care încă nu era lângă mine. Viclenia e un păcat teribil. Și asta era plin Iuda. El, de fapt, punea la cale vânzarea Mântuitorului. Și vulpea vicleană nu-ți omoară numai o găină tavi dacă intră, ci le omoară toate și le duce în vizuină, le acoperă, să aibă pentru multe vreme. Asta vreau să-i spună. Inima ta e plină de vizuini, de viclenie. Păsările cerului înseamnă informații. Ana, Caiafa, știri, sunteți interesați de politică, de România, de America. La noi avem bidonul acolo, la noi adorme pe drum, pică jos, e dezastru. Dumnezeu știe ce o să fie, dea Domnul să se schimbe lucrurile. Chiar mari pozne au făcut de sărbătoarea Paștelui, au anunțat un decret de pici jos. Doamne, înlătură duhurile alea de la Casa Albă și că e Casa Neagră acum, trebuie să se facă albă. Informațiile de care sunt plini oamenii, nu copiii lui Dumnezeu. Dar și el a venit la cină. Dar n-a mai fost la prânz. Hai să fugim câteva minute. Am vrut să citesc ceva versete din Biblie despre niște oameni care s-au săturat de noapte, de noapte. Și mă gândesc că v-am găsit pe câțiva aici care v-ați săturat de noapte. De atâta confuzie, de atâta întuneric, ne zăpăcește copiii la școală. Să spui tu că nu mai știi dacă ești fetiță sau băiată, e dezastru de tot. Pune-te rog frumos din Isaia, capitolul 21, versetul 11 și 12. Poate vreodată, de când eram un copil, mi-a fost drag ce versetele, sau cineva, niște oameni care nu dormeau noaptea. Sătui de noapte, cum sunt aici. Poate ca mine, care se scoală noaptea și se roagă. Sunt cele mai bune momente când ești singur, să ridici mâna sus, să te rogi, că dacă nu plângi singur în cameră și nu te întâlnești cu Dumnezeu când nu-i nimeni, nu știu dacă l-ai. Isaia 21 cu 11, mi se strigă, știți santinelele a străjerii care nu dorm noaptea? Pastorii, dacă vreți. Vin frații și surorile care nu știu toate tainele Apocalipsei. Și frate, mai mult... Vin oamenii care s-au săturat de lumea asta și de păcatele ei și ne întreabă, mai este mult din noaptea asta? Vin oameni care nu-și doresc să trăiască aici cu bărci și cu bogății, care vreau cerul mai mult decât pământul, care sunt recunoscători că sunt pregătiți pentru cer, au pașaport, au cetățenie. Noi nu avem de stat aici, oameni buni. Suntem cetățenii altei patrii. Suntem în drum spre la noi, acasă. Nu e aici casa noastră. Și sunt oameni din ăștia și își au strigat la santinelele alea și au spus, mi se strigă, mă, străjerule, cât mai este din noapte? Ce mult dorea ăsta prânzul. Ce mult dorea dimineața aia. Dar câți vom mai ajunge acolo oare? Vom fi oare, eu doresc din toată inima, cât suntem în dimineața asta la cină, vom fi mâine dimineață la prânz? Ajută-ne, Iisuse, toți să traversăm greu, ușor. Fă tot ce vrei cu mine, dar ajută-mă să ajung la prânz. Strigă din străjerul, îl aude pe ăștia care s-a săturat de noapte și zice, străjerule, mai este mult din noapte? Și străjerul îi spune îmbucurător, vine dimineața. A fost bine pentru ei să audă aia. Dar nu uita, încă este tot noapte. Grijă mare. Și străjerul spune, sunteți interesanți. C-
că sunteți pasionați să știți când se termină noaptea. Și toți cu capul spre dimineață. Ce vreți mâine dimineață? De ce vreți voi să se termine noaptea? Că noaptea alții le place. Fac lucruri care să nu-i vadă nimeni. Le trebuie întuneric. Citiți Psalmul 139. Și străzierul zice, ce cu voi? Noi ne-am săturat de noapte. Noi vrem să vină dimineața. Grijă mare, încă e tot noapte. Dar vine dimineața. Și când se plece, zice, auzi, dacă vreți să mai întrebați și mâine și poi mâine, veniți înapoi și întrebați, îmi place de voi. Sunteți interesați că să vină dimineața? Extraordinar. Așa suntem noi, amen? Mereu îl întrebăm, Doamne, mai este mult? Și Domnul zice, vin curând. Și credeți că o să se întoarcă? O să vină? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Și aveți credință în mine, le-a spus Mântuitorul când le-a zis la revedere, că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Sunt locașuri acolo. Dar mă duc să fac unul special. Și când, după ce voi pregăti locul ăsta special, mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Vino, Doamne Iisuse. Mă voi întoarce să vă iau. Să vă fur de aici din lumea asta. Să vă duc din noapte. Să vă iau să fiți cu mine. Acolo unde o să fiu eu, să fiți și voi. Slăvit să fie Domnul. La Marea Tiberiade eu am traversat-o de mai multe ori. A citit și frații astăzi că parcă le convenea la apostol că doarme Domnul Iisus la capătăi. Se poate întâmpla să fie în biserică, lăsați-l pe Domnul în pace să doarmă, că conducem noi barca. Cam așa a fost acolo și Domnul Iisus este Dumnezeu și a fost dintotdeauna Dumnezeu. S-a culcat pe chiar la amvon acolo, la cârmă. Și ăștia au condus un timp, lăsați-l să doarmă, că dar ne descurcăm noi, am făcut seminare, școli, avem diplome. Doamne, știm să tranșăm lucrurile, îi punem noi la punct pe toți. Lasă-l pe Domnul în pace, îl mai invităm, bine ai venit Doamne Iisuse la Duhul Sfânt, la adunare, mai zic câte unul. Câteodată, pierim fără Domnul. Domnul trebuie să conducă. Și când au văzut că nu se descurcă și mor, s-au dus și l-au trezit. Ca tine, într-o rugăciune. Scoală-te, Doamne, a zis și David de atâtea ori. Scoală-te, Doamne, dar nu doarme Dumnezeu. Acționează, Doamne, că biserica e a Lui. Biserica nu poți conduce, biserica lui Hristos. Amin, amin. Ea trebuie condusă de marele conducător. De asta valuri multe și certuri între frați. Că nu conduce Hristos. Când conduce El, vântul tace. Marea se liniștește. Fie Hristos să fie în noi și în deciziile noastre, să influențeze voia noastră după voia Lui. Să nu ne lase niciodată singuri. Că nu ne descurcăm fără El. Aici, la Marea Tiberiadei, vedeți, multe lucruri frumoase de spus, dar sigur, apostolii au rămas, Domnul Iisus apărea, dispărea, aveau familii. Petru a zis, păi, nu mai avem provizie, mă duc să prind pește. Adică trebuie să lucri în viața asta, să poți trăi. N-avea mâncare. Acum, dacă a înviat Domnul din morți și s-a dus în cer și n-a mai fost cu ei să le dea mâncare, să le mulțească pâinile, tot mai avea grijă de ei? Tot mai știau nevoile lor? Credeți că Domnul Iisus cunoaște nevoile noastre? Și dacă e în cer, nu mai are grijă de noi? Ne-a abandonat, s-a dus undeva în univers și ne-a lăsat singuri. Și apostolii n-aveau liniște, că nu apărea, dispărea. S-a dus să prindă pește. Dar îmi pare rău că nici măcar unul din ei nu s-a trezit să facă o rugăciune pe malul apei.
Vedeți, nu poți prinde pești fără el. Bogățiile adunate fără el sunt risipă. Doar ce aduni cu el împreună dăinuiește. Tot ce adunăm fără el risipim. Și nu au făcut o rugăciune, oameni buni. Să fiți zis Petru, băi, stai așa, nu merem eu la pești. Domnul trăiește, e viu. L-am văzut duminica trecută, duminica al Tomei, nu? A mâncat cu noi fagure de miere și pește. Și avea oase și trup. Așa o să fim ca el când înviem, amen? Ca el. A zis, uite, am carne și oase. Și intra prin ziduri. Vom fi ca el când se va arăta el. Slăvit să fie Domnul. Este un alt lucru extraordinar. Și ne-am făcut o rugăciune. Mă, Domnul e pe aici. Hai să ne rugăm. Și apoi să mergem la pești. Hai să ne rugăm și apoi să încheiem un business. Nu s-au rugat. Dar Domnul e bun. Și nu s-au rugat și nici n-au prins niciun pește. Și îmi place că totuși au fost pocăiți. Că se întrebi, băi, aveți ceva de mâncare? Păi, nu-l cunoștea, un străin de pe țărm, ce ai tu să spui că ne plasa goală și suntem flămânți și nu avem de mâncare? Avem, domnule, ce te interesează pe tine, ce am eu? Na, când a zis, aveți de mâncare, a zis, nu, n-avem. Dar n-au știut că e Domnul. Îmi place asta, că n-au sucit-o. Urmă a zis, aruncați-mi azi în partea dreaptă, nu știau că e Domnul. Ioan, ăla mai tânăr, fiul lui Zebedei, a zis, Petre, îi Domnul. Păi de unde știi tu? S-a umplut plasa de pești. Când ți s-a umplut plasa de pești, te rog să spui, e Domnul. Dacă ți-a mers bine business-ul și ai bani, nu spune că ești tu mai deștept ca alții. Zi, îi Domnul ce i-a plăcut la Domnul lucrul ăsta. Ce-i place asta să recunoști că tot ce ai și ești, e de la El. Puteți să fiți de acord cu mine? Zici, frate, am copii buni, am copii de casă, am bani, foarte bine, sunt binecuvântat. E de la Domnul! Ioan a zis, Petre, numai Domnul umple plasa de pești, când nu sunt, tu ai. Dacă asta vă pot învăța astăzi, sunt bucuros să spui, Doamne, tot ce avem e de la Tine. David, când a vrut să facă templu, a zis, e o onoare pentru noi să-ți dăm ceva, că ce avem noi să nu fi primit de la Tine. A zis, Doamne, tot ce avem am primit de la Tine, lasă-ne să-ți dăm ceva din ceea ce Tu ne-ai dat. Puteți să pricepeți asta? Puteți să fiți de acord? Noi, drobul de tine, avem lucruri pe lângă noi. E Domnul, a spus Ioan. Petre, e Domnul! A zis, da, e Domnul. Să aveți grijă de pește, a zis. Pe mine mă interesează mai mult să mă întâlnesc cu el decât peștii. N-a mai zis dacă ești Domnul. Lasă-mă să viu pe ape. E o aventură ce a vrut atunci. S-a încins, că era dezbrăcat, s-a aruncat în apă și a notat să ajungă să se întâlnească cu Domnul. Că unii plecăm mai devreme la El. Alții vin cu plasa de pești, cu comitetul, trag în aceeași direcție. Ce frumos! N-o tras unul încoace și unul încolo. N-au lărgit plasa să mai meargă tinerii până lume, un pic mai vin înapoi, îi primim nou. Toți peștii i-au dus la țărm. Au avut grijă toți apostolii să tragă în aceeași direcție. Domnul să dea unitate în biserica asta. Și toți s-au dus la capă și n-au pierdut niciunul. Să putem spune într-o zi, Doamne, sunt aici eu și copiii care mi-ai dat Tu. Biserica care mi-a dat-o în grijă, am sosit. Nici o unghie să nu rămână în lumea asta, la faraon. Și Petru s-a dus mai repede. Vă întreb ceva înainte să mă apropii să închei. A mâncat Petru, Vasile Hozan, a mâncat Petru până au sosit ceilalți, că acolo era prânzul. Vedeți, este un prânz care îl dă Domnul, dă o masă el. Cei ce sosesc la țărm învierii ne așteaptă cu o masă. Să fie drept, ne așteaptă cu o masă, Domnul. O zis, mai stăm la masă
la cină, dar mai stăm la una în împărăția lui Dumnezeu, zis Domnul Iisus. Am dorit mult aici, dar mai pregătesc eu una. O să fim acolo? La prânzul ăla extraordinar. Pe care... De unde a fost peștea aia pe țărm? Cu foc, jăratic, și a pus pe jar ce aș fi vrut. M-am dus la Tiberiade și aș fi vrut să văd undeva niște jăratic, așa, și pe jăraticul ăla le-a pus niște pești așa frumoși, mari, se coceau acolo, așa, fain. Și pâine caldă. Cine le-a dus acolo? Ce mirosea frumos. Petru s-a sosit mai repede decât ceilalți. S-au fi bucat de mâncare? Bravo, curaj ai avut, frate. Nu i-a dat. Doar s-a întâlnit cu vinovățiile lui și faptul că l-a iertat Domnul, el a fost bucuros, s-a dus înainte, i-a lăsat pe ăștia, au venit, dar Domnul a zis, Petre, au tras, tu du-te, aduceți din peștii care i-a prins acum. O să am vreun pește atunci? Când o să zică el, adă pe ăia care tu i-ai ajutat să se roage, să pucăiască, să peștii tăi la care îi tras tu la plasă. Sau ai bombănit toată viața ta într-o adunare undeva, ai tras de plasă înapoi sau te-ai dus și ai zis, frate, pastor, eu ce-aș mai putea să fac? Eu aș fi bun de ceva. Am vizitat în Londra acum pe Adrian. 40 ceva de ani, 4 copii. De 10 ani tăiat bucăți, a tăiat și așa, și așa. I-a scos tot colonul din el și din intestinul subțire o bucată. E praf, Adriane. Nu m-a mai durea nimic când l-am văzut pe el. I-a zis eu, e extraordinar, tot era bucăți. Adriane, mai vrei să trăiești? Zice, frate Bene, aș vrea, am 4 copii. Dar tu, dacă ai mai trăi, ce ai face? M-aș duce înapoi la biserică, că am fost ușer. Bravo, că stai în picioare când eu predic. Și eu am fost la ușă. Și zicea pastorul de acolo, cu atâta drag îi primea pe frați, că ușerul și cu pastorul pot face fericit un om astăzi sau să-l facă nenorocit, că dacă îl primește ușerul acru așa, băi, n-ai parcat bine! Mai vine înăuntru, îi trag și eu două de la amvon, așa, să duce săracul o casă, de nu mai vine altul. Dar dacă ușierul dă mâna cu el și bine ai venit la biserică, cu ce pot, îi ofer un loc, pastorul vorbește cu dragoste, ăsta vine înapoi. Vai de cei fără grijă în Sion, îți pasă ție de biserica lui Hristos pentru care a murit? Vrei să faci ceva aici? Ascultați-mă, la prânz ne va întreba și o să zică, aduceți din peștii care i-ați prins voi. Ai dat bani la săraci? Ai sponsorizat evanghelizări? O să zic, că știți, scrie în Biblie la mine că cine primește un proroc sau un predicator, primește plata lui când vine Domnul. Să fie adevărat? Are de unde plăti? Slăvit să fie Domnul! Sunt oameni care suportă lucrurile, pasionați! Ce frumos! Să se aduceți peștii și veniți de prânziți! Iubiți frați și surori, în timpul nopții se pot întâmpla multe, dar să ne ajute Dumnezeu, din toată inima doresc, de la cină, să ajungem să auzim cu toți vocea Mântuitorului. Copii, veniți de prânziți. Amin.